Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pasageri cărora companiile aeriene le-au pierdut bagajele, am tot întâlnit, dar acum avem o întâmplare exact pe dos, în sensul că au plecat bagajele și au pierdut pasagerii. Bagajele și au pierdut pasagerii? Da, da, da. La propriu. Deci au lăsat pasagerii pe pistă în autobuz. Înțelegi? S-a întâmplat în India. Unde ceva mai mult de 50 de pasageri au fost uitați, literalmente uitați, într-un autobuz pe pista aeroportului din Bangalore, în timp ce zborul lor a decolat spre New Delhi. Ce tare! Au te rageși cum zboară rucsacul. Pasagerii aveau cărțile de îmbarcare, tot etichetele de bagaje, check-in-ul făcut, da, da, boarding-ul, tot, n-aveau nicio treabă, i-au dus cu autobuzul. S-au oprit și au așteptat. A plecat avionul, bagajele au plecat cu zborul planificat. Ulterior, un purtător de cuvânt al acestei companii, compania Go First, e Go First Luggage, luggage, da. Acum, Go First Bagaje, a declarat că 53 de pasageri au fost mai apoi preluați de un zbor ulterior, operat de o altă companie aeriană. Doi au optat însă pentru rambursarea prețului biletelor. De ce o fi făcut ei asta? Superstițioși. Crezi? Da. Adică, pentru unii oameni, băi, e un semn. Adică, eu... Și eu aș fi... Adică voi v-ați fi gândit la chestia asta, eu nu m-aș fi gândit niciodată. Ok, au plecat, nu-i nimic. Ce semn? M-aș fi un pic de nervi. De unde semne? Mai stai să te gândești la semn când tu pierzi avionul? Că de obicei avionul nu îl iei decât în... Ori e vacanță, ori e important. Nu e pierdut din vina ta. Este semn de la Dumnezeu. De la... Că uitat la de ușile la... Deci, practic, tu erai gata-gata. Băi, și avionul a plecat fără tine. A, și fără toți ceilalți. Doamne, deci... doamne, i-a dat un semn șoferului de la autobuz, da, să întârzie eventual, da, sau ceva, ca să... Nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Practic, te intimidezi, zici, e clar, nu mai zbor. Adică, știi? Adică puteam să înțeleg că ai cerut banii înapoi și eventual o recompensă la asta. Da. Puteam să mă gândesc, dar nu, că e superstițios. Altfel, în India apare distracție mare în avioane. Recent au existat mai multe plângeri împotriva companiilor aeriene din această țară. Inclusiv una privind, eu citez acum, din Ager, Press, DPA și Digi24. Am conspectat, am verificat. Deci, o plângere privind gestionarea defectuoasă de către echipaj a unui pasager beat. Așa. Care a urinat pe un alt pasager în timpul unui zbor Air India New Delhi, New York. Adică și lung zborul. Asta mă zic. Băuse ceva dacă... Da. Și cum l-au gestionat defectuos pe omul respectiv, înțelegi? Entertainment la bord. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.